De mai puțin de o săptămână, 15 luptători ai Clubului Giurgiuvean de Arte Marțiale Acvila s-au întors de la Buzău, unde au participat la campionatele naționale de kempo. Competiția, derulată pe două segmente de luptă, semi-contact și submission, a avut loc sâmbăta trecută și giurgiuvenii s-au întors cu 23 de medalii, 11 de aur, 7 de argint și 5 de bronz, parte din cei 15 sportivi participând la ambele segmente ale competiției. Sportivii giurgiuveni, de vârste diferite, au reprezentat juniorii 1 și 2, dar și seniorii Clubului Acvila. Ne-am prezentat cu sportivii, așa cum am spus, pentru o repetiție, mă refer aici la următoarele competiții internaționale. Chiar dacă este un nivel ridicat la nivel național, noi tindem să obținem rezultate deosebite, ca de obicei, și la competițiile internaționale. De joi 26 septembrie, trei dintre luptătorii giurgiuveni vor efectua deplasarea către capitala Greciei, spre a participa la Balcaniada din capitala acestei țări, dar și la primele campionate mondiale de jiu-jitsu rezervate cadeților. La sfârșitul acestei săptămâni, în competiție vor fi Sorin Băluță, Marius Tatăoană, dar și Șerban Rovențiu. Avem trei sportivi care vor face deplasarea mâine în Grecia, la Atena, pentru Balcaniada și pentru primul campionat mondial de cadeți, care va avea loc în aceeași locație, dar zile diferite. Despre năzuințele participanților giurgiuveni la cele două competiții din țara lui Pericle, Sorin Băluță a spus că și-ar dori să prindă măcar una din cele trei trepte ale podiumului. În primul rând îmi doresc să am o prestație bună, să arăt că pot să lupt foarte bine pentru campionatul mondial care va urma. Îmi doresc foarte tare să apuc podiumul, să iau o medalie, una din cele trei. Așadar, la nicio săptămână de la naționalele de kempo din Buzău, cei trei giurgiuveni participă la importantele competiții din capitala Eladei. Tuturor mult succes!